of secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, the soft touch your hand in mine gets me every time. Bună dimineața! Sunt încă în Yukon, Canada. Astăzi s-ar putea să fie, adică mai mult ca sigur, ziua cea mare în care în sfârșit voi ajunge în Alaska. M-am trezit pe la vreo 5 și era noapte afară. Ați văzut ultimul vlog unde am decis să noptez peisajele minunate, dar cineva a venit la toaletă pe parcursul nopții și a uitat să închide ușa. Toată noaptea s-a auzit un scârțit, parcă eram în filme de groază. Și nu știu de ce, când m-am trezit, era încă întuneric și mi-a fost așa de și mie, nu știu cum, să merg la toaletă, parcă totul era sinistru, plus că bătea un vânt care intensifica anumite zgomote, crengi, tot felul de chestii de genul acesta. Așa cum v-am spus, peisajul părea descris dintr-un film de groază și am decis să plec. Am mai mers o oră jumate, după care vă recomand să nu faceți acest lucru pentru că este periculos. După care am ajuns într-un alt loc unde aici m-am văzut că mai este un tir, un domn cu o rulotă și m-am oprit, sunt și toalete, o altă oprire pe marginea drumului, cu alte cuvinte, și am mai dormit o oră. Am simțit și eu parcă oboseala acestor zile pe care le-am petrecut la volan în mare parte. Acum încerc să mă trezesc definitiv și vă voi prezenta culcușul meu, după care aranjez lucrurile în mașină, pentru că acesta este ritualul. Mă spăl pe față, pe dinți, îmi fac o cafea și din nou la drum, pentru că, așa cum spuneam, astăzi este ziua cea mare, când după 2 ani mă voi întoarce acasă. Ok, hai că ne vedem un pic mai târziu. Acesta este culcușul meu, vorbesc încet pentru că mai doarme lumea. Am un sac, o pătură, un sac de dormit și peste acest sac albastru cu care mă înveresc sau mă bag în el când este mai rece, și o pernă. În aceste cutii am haine multe, ustensile de gătit, o cutie este plină cu mâncare, tot felul de lucruri de care am nevoie. Ok, acum că v-am arătat culcușul, cred că trebuie neapărat să îmi fac o cafea, să mă trezesc mai bine. Vedeți? Aceasta este zona. S-a trezit acolo și o doamnă care probabil și ea vrea să-și facă o cafea. Sunt toaletele, un domn cu o rulotă și în față semnul de la zona în care ne aflăm, cu Anne River. Poate merg până acolo să vedem dacă se vede râul. O parcare foarte mare. Și lângă mine, chiar acum, trece o mașină, după brazii aceștia, este șoseaua Alaska Highway. Ok, hai că ne vedem mai târziu. Am uitat să vă spun, este prima dimineață în care avem 0 grade, chiar a fost minus 1 grad. Cafeaua este gata. În mașină chiar nu mi-a fost fric absolut deloc, dar afară am ieșit în șlapi, fără șosete, în tricou cu mânecă scurtă și am înghețat puțin. Acum sunt ok. Vedeți? De aia vă spun, din acest motiv, nu de aia, să nu vorbim ca la Făgăraș. Vă spuneam că trebuie să ieșiți din zona de confort dacă vreți să faceți ce... o astfel de chestie ce fac eu. Am aici
lapte de almond, nu mai este gheață, dar apa este rece foarte tare, astfel că laptele a stat bine. Opa, că s-a trezit și domnul din spatele meu cu rulota. Și eu mă chinuiam să nu facă lăgie. Ok. Mai am lapte pentru vreo două zile, la fix cât să ajung la Walmart-ul din Fairbanks. Îmi place laptele de almond. Sunt puțini oameni care îl consumă la cafea, dar asta e, mie îmi place. Niciodată nu beau cafea înainte să am niște apă în stomac, am băut deja. Am aici două bidoane pe care trebuie să le arunc, apropo, rămân fără apă. Mai am un bidon și jumate, trebuie să mă opresc să mai cumpăr niște apă. Și aici am o gentuță, o cutie de fapt cu toate ustensilele de cafea, o cutie de cafea, sobița, vedeți, pe care v-am mai tot prezentat-o, care funcționează impecabil. Dacă se gata butelia, am adaptor pentru alt fel de butelie, care folosesc la butelie mai mare, de putere mai mare, vedeți, este adaptorul. Cred că v-am mai arătat. Aia folosesc tipul de butelie când fac mâncare, trebuie presiune mai mare la gaz. Asta pentru cafea, pentru să-ți faci chiar și un ochi, un bacon, ceva, este minunat. Această sobiță este mai mult pentru când mergi pe munte și am luat-o dacă mergem în această vacanță sus pe munte, să o am cu mine. E bun un ceai să te încălzești acolo sus. Ok. O punem înapoi. Am aici niște baruri. Parcă aș mânca unul în această dimineață. Ieri nu am mâncat. Are 10% proteină. N-am vrut să iau cu 20. Ok, mai am ceai. O să-mi fac la un moment dat și ceai. Trebuie să curăț aparatul de făcut cafea, după care să pun tot înapoi în geantă. Și cam acesta este ritualul. Mă pun la drum. Hai că ne vedem mai târziu. Doamnelor și domnilor, sunt atâtea lucruri de văzut pe parcursul acestei șosele pe care cred că o voi mai accesa și în viitor, pentru că acum am trecut doar cu gândul de a ajunge în Alaska. Am venit aici să arunc niște gunoaie lângă locul în care mă aflu și am văzut niște plăcuțe cu niște lucruri extrem, extrem de interesante și foarte emoționante. Eu mă regăsesc în ele, din acest motiv rezonez atât de mult cu ceea ce scrie aici. În primul rând, vreau să vă spun că pe aceste locuri s-a așezat prima generație. Aici scrie că în urmă cu foarte, foarte mult timp, când tehnologia nu era nici măcar o poveste, un trib pe nume Kluane s-a așezat în locul sau pe teritoriul pe care mă aflu și eu în momentul de față. Este o vale care a dat acestor oameni foarte, foarte multe posibilități să se hrănească, să vâneze, să supraviețuiască, pentru că viața odinioară nu era neapărat o plăcere, era o supraviețuire, o luptă cu timpurile de atunci, cu condițiile meteo, cu acele războaie care la un moment dat au început între indieni și oamenii care începeau să populeze zona, oameni veniți din toate părțile lumii. Am să iau telefonul și vă voi arăta câte ceva ce scrie aici. Pe mine m-a emoționat foarte, foarte mult, de aceea vă spun că dacă veniți pe Alaska Highway, nu treceți așa de ușor pe lângă unele lucruri, deoarece sunt atât de importante dacă doriți să descoperiți și alte lucruri legate de viața unor popoare care au trăit pe aceste locuri
nu doar ceea ce vă interesează pe voi actualmente, confortul pe care îl aveți și tehnologia pe care o folosiți, care vă dă impresia că le cunoașteți pe toate. Iată că nu. Hai să vedem cum au trăit acești oameni. Și aici este o doamnă care ne zâmbește și care ne spune că tribul domniei sale încă mai supraviețuiește, numai că au adoptat și ei anumite lucruri din tehnologia de astăzi și încearcă să se adapteze vremurilor din zilele noastre, numai că ne cere să respectăm zona, pentru că ei din când în când se întorc în sălbăticie și încearcă să ducă viața pe care strămoșilor au avut-o, după care se întorc în real life. Această zonă este păstorită de acest trib și de aceea doamna ne invita să avem respect pentru tot ceea ce găsim aici, pentru că ei au pus mult suflet în ceea ce au realizat cu scopul ca noi să ne simțim bine chiar dacă suntem în trecere. Și bineînțeles, având în față râul Cloane, nu se putea altfel fără somon. Somonul este, cred eu, unul dintre cei mai fermecători pești din lume. Ne sunt descrise modurile în care el ajunge în această zonă. Se spune că intră în ocean și parcurge 42 de kilometri, adică 26 de maile, 18 kilometri pe zi sau 11 maile pe zi, după care ajung aici în zonă în mijlocul lui septembrie și depun icrele. Foarte, foarte interesant. Sunt mai multe lucruri de descoperit, dar nu vreau să lungesc videoclipul. Vreau să mă întorc din nou în această zonă și atunci voi aprofunda și mai mult aceste lucruri. Eu sunt aici. Păcat că această hartă cineva a distrus-o sau poate vremea, nu știu. Sau poate așa este ea marcată. Nu știu dacă vă spune ceva, nici mie, pentru că pur și simplu am fost surprins de ceea ce am descoperit și nu m-am pregătit înăuntru. Și uitați cum arată râul privit de sus. Se spune că odată cu sosirea lunii iulie și august, râul are cea mai mare cotă, pentru că se dezgheață apa din ghețari și debitul crește. Atunci și păsările au multă hrană. Veți vedea foarte multe animale sosind în zonă pentru a încerca să profite de acest lucru. Pește la dispoziție și tot felul de lucruri cu care animalele se hrănesc. Bineînțeles că este și o zonă împânzită de celebrul caribou. Se spune că în Yukon s-au găsit fosile sau rămășițe ale unui caribou care datează de acum 1.600.000 de ani. Eu încă nu l-am întâlnit pe stradă, undeva prin British Columbia, pe marginea drumului, era un animăluț pe care l-am filmat noaptea, dar cred că era un pui de cerb, nu știu sigur. Da, pentru mine sunt foarte emoționante, vă spun sincer că m-aș duce cu oamenii ăștia să trăiesc vreo săptămână, două alături de ei. Vorbesc de indieni. Cred că ar fi sublimul absolut. Acum, pentru că mai am puțină cafea, voi încerca să mai stau puțin aici în zonă și după care mă voi duce la mașină și voi continua traseul. Sper că vă interesează ceea ce v-am descris. Pe mine mă emoționează atât de mult, de aceea vreau să merg în Alaska, pentru că eu rezonez cu aceste teritorii. Vă spun sincer că am vrut să înalț drona, dar oamenii aceștia cu rulotă, pe care eu încercam să-i protejez, să nu facă gălăgie, m-au disperat. Deci sunt doi domni mai în vârstă, soț și soție. Deci femeia cred că a căutat de un milion de ori, atât a deschis, a închis, a deschis, că la un moment dat am vrut să-i dau eu șurbeniță și ceva, un ciocan, să demonteze ușa. Și a trântit-o și nu știu ce, și am vrut să înalți drona și mi-a dat așa o stare, și acolo unde au pus rulota era chiar unde am filmat eu mai devreme, și în continuu s-a auzit bubuituri, nu știu ce tău căuta, foșnea. Era disperată, cred că n-a dormit bine azi noapte.
Și mi-a dat așa o stare, am zis, gata, trebuie să plec de aici. Pe mine mă, nu mai am răbdare cu astfel de oameni. Ce pui mei tot cauți și în avioane? Băi, nu știu cum ai fi când ai ajunge bătrân, dar oamenii ăștia în continuu caută pungi, deschid, închid, bagă, scot, nu știu, habar n-am de ce, pe unde mă duc peste tot, unde sunt oameni mai în vârstă, am tot respectul pentru ei. Dar chestia asta chiar mă scoate din sărite de multe ori. Nu vă spărați dacă sunteți mai în vârstă și urmăriți aceste momente. Îmi cer scuze dacă v-am jignit, nu aceasta este intenția mea, dar ce tot faceți de băgați și scoateți atâtea fir ar să fie a naibii de pungă. Am zis că dacă mi-aș dori ceva să dispară bidoanele și pungile, nu le mai suport. Oamenii ăștia care s-au îndrăgostit de astfel de lucruri, nu se mai pot dezlipi de ele. Gata, m-am răcorit. Și acum suntem back in business, suntem din nou pe Alaska Highway. Ceea ce vedeți voi în față este locurile cu care eu rezonez cel mai mult. Sălbăticie, munte, pădure, stâncă și chiar și drumul, pentru că este o porțiune în care se circulă cu o viteză mai redusă, sunt denivelări, mai sunt și găuri și drumul nu este perfect și acesta. Așa trebuie să fie, zic eu. Perfecțiunea nu are loc aici. Perfecțiunea la oraș sau în zone unde nu sunt astfel de peisaje. Aici nu vii să te plângi de drumuri, de frig, de animale care ies în drum sau de multe alte lucruri care nu-ți plac, te fac să ieși din zona de confort, această expresie foarte des folosită în astăzi. Și îmi place, ne-am spus de mult că șoseaua nu este circulată. Acum ne îndreptăm către sfârșitul sezonului, începe septembrie și oamenii se întorc la muncă, copiii, unii au început școala deja, dar în septembrie cad prețurile, mai ales după 15, dar se și închid multe locații dacă vrei să vizitezi. Astăzi va fi un vlog tare greu pentru mine. Mă încearcă foarte multe sentimente că mă apropiu de casă și dacă nu vă plac cuvintele mele, dacă nu rezonați cu ceea ce spun eu, dacă nu vreți să mă urmăriți, veniți în următoarea postare sau pur și simplu abandonați să urmăriți călătoria mea. Spuneam că mă întorc acasă după 2 ani în care am suferit mult pentru că am avut câteva tentative să vin din nou în Alaska, dar toate au eșuat, din păcate. Și acum, cu fiecare kilometru cu care mă apropiu de Alaska, parcă tot mai mult simt emoția revederii locurilor unde eu mă simt cel mai bine pe acest pământ. Și dacă exagerez cu unele lucruri, dacă ați decis să rămâneți în continuare alături de mine, v-aș ruga să mă înțelegeți, pentru că este vlogul cel mai greu, cred că, din această călătorie de făcut, chiar dacă mă ajută Dumnezeu și ajung la Cercul Polar, și acolo va fi un moment emoționant. Dar revederea cu Alaska pentru mine este cea mai mare bucurie pe care o am. Welcome, this is your life now, the wasteland where we all
Ia uitați ce peisajă frumoasă. Nu vine să scot bețele să pescuiesc, dar nu am permis. Foarte faină. Ce scrie aici? Că n-ai pui nevoie să pui? Serios? Și când ai voie să pui cortul, nu ai voie să stai cu camperul, cu RV-ul, cu rulota. Foarte tare. E prima dată când văd chestia asta într-o oprire de pe autostradă, de pe șosea. Eu, de fapt, eu am făcut o pauză să merg la baie. Nu am luat spray-ul pentru urs. Cu mine, sper că nu-i moșmac din pe aici. Toată lumea se sperie de urs, dar eu nu l-am văzut până acum. Și nici nu am auzit pe cineva. Să-l fi văzut. Hai, dar ce frumos e. Mă uitam să văd dacă sunt pești, probabil știu că foarte multă. Da. Hai să vă arăt o chestie, cât de minunată e viața pe Alaska Highway, vedeți? Am filmat mai devreme acolo. Ce s-a întâmplat? Ieșirea este pe stânga, ok? Eu am ieșit, încântat de acest minunat lac. L-am filmat, am fost la toaletă și când luat din nou Alaska Highway, m-am dus în sens greșit, am uitat că eu am ieșit pe stânga și nu pe dreapta. Și ce credeți? Vreo 25 de kilometri am mers în sens invers. Până m-am uitat la GPS, noroc că m-am uitat, zic, bă, da, parcă se tot îndepărtează Alaska, zici că fuge de mine. Și când mă uit mai atent, săgeata care indică sensul de mers la GPS, era invers. Atunci mi-am dat seama că am greșit și imediat am realizat unde. Și uite așa, am pierdut o oră, pentru că pe aici se merge destul de încet, sunt multe denivelări, oamenii repară drumurile, mai sunt și găuri și nu vreau să îmi distrug mașina. Asta este, este farmecul acestei șosele, te apucă mirajul de a vedea multe. Dar dacă nu ești atent, se mai întâmplă și astfel de lucruri. Nu-i nimic. Ce bine e că nu te presează timpul și nu e cineva lângă tine să-ți scoată ochii. Vezi? Ți-am spus eu. Nu ești atent. Îți stă capul altceva. Numai la YouTube să filmezi. Ei, uite, din asta am venit singur. Să n-am și acest stres. Cât de frumos este. Ai, uite. Aici un parc foarte fain pentru RV-uri, nu numai. Minunat. Am zis că Yukon nu este așa frumos, băi, dar m-a impresionat parcă mai mult decât British Columbia. La început, într-adevăr, nu era cine știe ce, dar de când am trecut de un oraș, nu mai știu cum se numește, și am intrat în sălbăticia asta, fai de puii mei. Deci arată superb. A, uite aici un râu. Care se numește White River.
începe să se schimbe culoarea naturii, după cum vedeți, apare galbenul printre verdele verii. Yeah. Este o porțiune de vreo 100 de kilometri de drum în care trebuie să ai răbdare, să mergi încet dacă nu vrei să strici mașina. Pentru că probabil acolo e foarte frig, iarna îngheață, viscol, oamenii îi repară, dar... Ok, nu e foarte rău. E ok. Opa! Mai e câte un dâmn din ăsta, zici că călărești. Deci vreau să vă spun că nu am mai văzut nici măcar o pasăre, nu un animal. Deci, nu știu în ce perioada anului, dar eu nu am văzut animale, în afară de zimbrea de pe marginea drumului de prin British Columbia. Și am văzut un must pe care n-am putut să-l filmez, că a dispărut repede în pădure. Oricum nu era unul mare. Și am văzut, nu știu ce era, cerb. Într-o seară, în rest nimic, nici măcar căprioare. Da, am văzut ciori. Mai erau pe aici, pe acolo, câte o cioară, dar și ele au dispărut din peisaj. Deci, care-i treaba? Zici că e natura moartă, în afară de vegetație, pădure, munte. Altceva n-am văzut. M-am apropiat și de râuri. N-am văzut nici pești în apă. Acum stați puțin, nu credeți că nu sunt, da? Auzisem pe la alții, băi, să vezi în Canada, unde te uiți, numai pești, vezi. Or fi, dar eu nu i-am văzut. Vedem în Alaska, așa cum v-am spus. Oh, shit. Asta e când filmezi și atent la drum și... Spuneam în Alaska, cred că îmi fac permis de pescuit și poate merg la pescuit. Da. Pe GPS mai am 80 de kilometri până nu știu ce se întâmplă. Și ca idee mai am 17 ore și 14 minute până la cercul polar. Și în jur de vreo 600 de kilometri până în Fairbanks. Oricum nu ajung astăzi. Astăzi sper să intru în Alaska, dar nici de cum să ajung în Fairbanks. Dacă tot drumul e așa, cred că nici astăzi n-ajung în Alaska. Nu pot să merg mai mult de 30 la oră. Și asta de câțiva kilometri. Nu vreau să decolez de pe asfalt și să stric și mașina. Am și eu greutate, nu sunt chiar gol. Azi dimineață am mutat greutatea mai mare pe partea opusă șoferului, pentru că am mers destul de mult cu greutatea pe partea mea. Mai schimb greutatea. Deci am încercat să mai echilibrez mașina. E bun drumul, dar sunt, când nu te aștepți niște denivelări, de ai impresia că decolezi de pe asfalt. Cred că părăsim zona muntoasă, pentru că văd că se schimbă și relieful. Dar apar culorile astea roșiatice, cărămizii, galben, portocaliu, verde, culorile toamnei sau unei toamne superbe în Yukon. Drumul acesta este accesat de 99% dintre mașini care se duc sau vin din Alaska sau oameni care campează în acest stat. Doar RV-uri, SUV-uri, nu am văzut mașini mici. Decât una sau două. Nici măcar tiruri. Rar.
Hai să vedem ce vor oamenii ăștia. Aici scrie că Alaska Highway Permafrost Stabilization de la kilometru 1840 până la kilometru 0,5 până la kilometru 1840,9. Da. Oare ce-o fi aici? Aici este o ieșire de pe autostradă. Undeva în stânga trebuie să fie. Nu știu ce sunt stâlpii ăștia de metal. Aici e ieșirea de pe autostradă. Da, trebuie să mergi foarte încet, e groaznic. Zici că a trecut unul cu șenile și îți vibrează mașina din toți... toate încheieturile. Oh, mi-a trecut glonțul pe la uretiche. Acum, iarăși poate intru în conflict cu unii. Deci a venit un imbecil, bineînțeles, cu pick-up truck. Vede că e semn, lipsește asfaltul, e pus griblură. Și vine cretinul cu o viteză foarte mare. Când a trecut pe lângă mine, am văzut o piatră așa zburând spre mine direct în geam, în fața mea. Am avut mare noroc că piatra nu a lovit parbrizul cu vreun colț. Căci altfel, nu știu ce se întâmpla. Deci eu nu înțeleg, spuneți-mi și mie ăștia care aveți pick-up truck-uri, de ce faceți treburile astea? De ce vă credeți Dumnezei pe șosele? Uite așa cum e unul în spatele meu, încearcă să mă împingă de la spate. Coane, nu vezi că lipsește asfaltul, imbecilule? Du-te, frate, ia avionul dacă vrei să zbori. Deci, men, ăștia care aveți pick-up truck-uri, eu nu vă înțeleg, men, explicați-mi și mie. Am prieteni care sunt foarte, foarte agresivi în trafic. Se cred dumnezeii pe șosele. Ia-ți, frate, licență și zbor dacă nu-ți convine să... fi normal. De ce trebuie eu acum să zbor pe aici ca tu, imbecilule? Dar depășește-mă. Faza e că nici nu depășește. Aia e problema. Hai, treci. Hai. Hai, du-te. Stai că vi-l și arăt, nu credeți că glumesc. Pe imbecil. Du-te. Du-te, du-te. Uite, uite cum merge. Nu poate să meargă normal. Are pick-up truck. Dumnezeu pe șosele. Nu, nu înțeleg, mă. Deci, m-am ferit de toate tirurile și era să vină de hack un imbecil din ăsta cu un pick-up truck. Văd că aici au pus acum niște pământ. Oricum e mai bine, dar probabil se va deteriora la, după vreo 2-3 nisori, ploi. Eu nu înțeleg de ce vibrează așa, zici că trece cu șenilele, nu... Nu știu cu ce-l tasează. Sunt curios. Oricum e mai bine aici, că nu sunt încă găuri. Hai, putem să mergem un pic mai tare. Ok. Uite, și mașini mici. Ziceam că nu sunt chiar cu Mercedesul. Ok, sper că nu durează prea mult porțiunea asta. Și cum spuneam, dacă drumul ține astfel, nici astăzi nu intru în Alaska.
Hai că se vede capătul acestui drum în reparații. Probabil pământul ia urma la cauciucurile de la utilajul ăsta cu care se lucrează. Văd că are un buldozer, are din ăla compresor, din ăla detasat, în față. Am niște peisaje undeva în stânga mea, îs șocat de ce era să mi se întâmple, nu vine să cred. Deci așa bubuitură, mă mir că nu s-a spart parbrizul. Doar am mai schimbat două și știu că doar pietricele mici au afectat parbrizul. Acum a venit o piatră foarte mare și a pocănit toată, de am și văzut numai crepături în fața mea. Magnific arată peisajul, incredibil de frumos. Și iată, intrăm din nou în civilizație, în Beaver Creek, la 2 km. Suntem anunțați că avem și stație de alimentare. Am părăsit zona muntoasă pentru o perioadă. Ne vom reîntâlni cu ea când voi pleca din Fairbanks către Cercul Polar. Iată că ajungem la graniță, eu habar n-aveam. Asta e. Ok, am pașaportul la îndemână. Hai să vedem ce se întâmplă. Suntem pregătiți să intrăm în Alaska sau nu? Aici era frontiera cu Canada. Probabil voi fi controlat când intru în state, pentru că Alaska, știți, nu? Face parte din cele 50 de state americane. Sunt pe punctul de a intra în minunata Alaska. Vedeți acolo tabla unde scrie Welcome to Alaska. Ok, hai să vedem ce vor ai noștri. Dacă ne lasă să mergem acasă, dacă nu, homeless. Dormim printr-o parcare pe undeva toată viața. Să ne întoarcem la canadieni. Nu, trebuie să iau o pauză de la canadieni. O săptămână și ceva. Faină țara Canada, dar au și unele chestii care, nu știu, pe mine mă depășesc. Ok. Aici este frontiera United States of America. Să nu uiți că mai trebuie să stau și aici. Nenea asta din fața mea văd că e tocmai din California, oricum. E mai aproape decât mine, cred că. Doamnelor și domnilor, sunt oficial în Alaska. Sunt așa de emoționat, nu vine să cred. Bucurați-vă alături de mine pentru acest moment, chiar dacă îmi dau lacrimile de bucurie. Am și eu sensibilitățile mele. A fost nemaipomenită doamna de la frontieră. Mi-a urat bun venit în Alaska și mi-a pus 2-3 întrebări. Dacă am ceva pentru caiac, bărci, dacă am adus ceva din Canada, care e planul meu? Oh my god, nici nu vine să cred că sunt în Alaska.
Doamne, mulțumesc! Mi-am spus că aș fi vrut să mă mut aici dacă reușesc în următorii ani, dar e greu. Și mi-a zis și ea, știe că e un stat foarte scump. Da, doamnelor și domnilor, sper să vă bucurați de tot ceea ce vă voi prezenta în acest minunat stat. Aici mă simt eu acasă. Rămâneți alături de mine. Mai am 291 de kilometri până în Fairbanks. Și de acolo, nu mai știu câți, până la Cercul Polar, dar în Fairbanks vreau să mă opresc, să stau o zi, să mă reculeg, să-mi adun gândurile, să vizitez orașul și să mă pregătesc pentru o aventură, pentru că din Fairbanks la Cercul Polar, chiar dacă distanța este de doar câteva sute de kilometri, mă așteaptă lucruri prin care trebuie să trec și să am multă răbdare, să fiu odihnit. Voi vedea. Asta este. Am făcut-o și pe asta am ajuns aici. Hai că ne vedem mai târziu. Și a revenit și drumul bun, după cum vedeți. E o plăcere să călătorești pe un astfel de drum. Asfaltul. Mi-era dor de el. Pentru că am mers foarte multe perioade pe griblură. Mulți kilometri, sute, poate chiar 1000. Marcaj frumos. Welcome in USA. Welcome in Alaska. Și prima încercare va fi de îndată. Vreau să văd cât costă benzina în Alaska. Păi erau cam multe mașini. Am zis hai să mai merg un pic, că încă mai am benzină destulă și am și rezervă. Aș vrea să fiu curios, aș fi fost curios, nici nu mai găsesc cuvintele, eram curios să văd cât costă benzina. Am făcut prima oprire la Tetlin National Wildlife Refuge. Tetlin National Wildlife Wild My English Refuge. Ok, centru de vizitare. Aici sunt niște locuri pe care vreau să le văd. Hai să ieșim afară. Aici suntem informați că Congresul în 1980 a alocat 700.000 de acri, 280.000 de hectare acestei zone pentru a deveni un refugiu. Și aici avem animalele care le putem găsi, bineînțeles, musul și diferite păsări. Veverița. Acolo este un loc de unde se poate vedea zona. Voi merge și eu. Băi, dar parcă se schimbă totul când intri în state. Deci vreau să vă zic că drumul până aici a fost impecabil. Ia uite ce mare e decul ăsta. Și ce peisaj. Acolo e un observator. Dacă vrei să te uiți, ce frumos se văd munții. Minunata Alaska, cu ce peisaje ne întâmpină. Ok, poate dau și o privire prinăuntru. Hai să vedem ce se întâmplă prinăuntru. Cred că și mașinii mele i-a fost dor de asfalt. Doamnelor și domnilor, încă o dată, mii de mulțumiri dacă ați fost alături de mine până în acest punct. Am fost înăuntru, am vorbit cu niște doamne care m-au primit minunat. Mi-au prezentat un filmuleț, mi-au oferit o cafea și am stat de vorbă cu ele, le-am pus câteva întrebări. Cum să intri în Alaska și la 2-3 minute să întâlnești astfel de chestii? Tetlin
este un refugiu național, așa cum vă spuneam. Merită vizitat, numai că trebuie să ai cel puțin 2 luni la dispoziție să faci toate chestiile. Eu vreau să închei vlogul acesta și cu multă bucurie în suflet. Vă urez să aveți zile minunate și dacă doriți, mă puteți urmări în continuare, pentru că aventura mea continuă. Sper să vin cu vloguri cât mai atrăgătoare. Acum mă îndrept spre Fairbanks. Doamna mi-a spus că am vreo 5-6 ore de condus. Să vedem. Am dat drumul la date pentru că mă aflu pe tărâm american și nu mai am teama că îmi încarcă factura compania la care sunt abonat. Trebuie să alimentez, nu încă, dar probabil în maxim 100 de kilometri. Am destul material pentru acest vlog. Voi începe un altul. Și voi, așa cum spuneam, dacă doriți să rămâneți în continuare alături de mine, vă mulțumesc din suflet. Pe curând, din mare aventură, nu uitați, mă îndrept către Cercul Polar.